Lucrările pe strada Olare au început odată cu noul an școlar, adică în luna septembrie anului trecut. Cum vremea a fost capricioasă și iarna a venit mai repede, constructorul nu a prea putut face mare lucru decât niște cratere în asfalt. Zona este una destul de circulată, având în vedere că zilnic mii de părinți își lasă copiii la grădinița Mihai Eminescu. Cu mașina este aproape imposibil să circuli, dar nici pe jos nu este ușor să te deplasezi. Trotuarele nu mai există, iar lipsa locurilor de parcare își spune din nou cuvântul. Întrebate de ce au avizat începerea lucrării în perioada de iarnă, autoritățile spun că au fost constrânse de situație. Au un termen de execuție și se încadrează. La momentul acesta se încadrează în acel termen de execuție a canalizării de pe Olari. Dar începând lucrarea în septembrie, pentru că asta e problema pe care o vom avea an de an. Aprobându-ni-se bugetul undeva în februarie, noi vom aproba bugetul la sfârșitul lunii martie, cel puțin așa cum se preconizează acum. Până pregătești proiectele și studiile de fezabilitate, ulterior, până scoți la licitație, toate lucrările sunt decalate cu cel puțin 3 luni de zile. Calvarul celor care circulă pe această stradă nu va dispărea curând. Nu se poate lucra, așa că nici vorbă de asfalt până în primăvară. Edilul susține că le-a transmis angajaților de la edilitara să dea la lopată pentru a umple cu pietriș craterele de pe stradă. Din păcate, așa se întâmplă în perioadele de iarnă cu lucrările care nu sunt finalizate. Știți foarte bine că lucrarea a început pe Olari. Cred că pe 15 septembrie nu s-a putut finaliza. Sunt lucrări foarte, foarte mari. Acolo mai sunt de executat foarte puține lucrări din toată investiția care se realizează prin introducerea canalizării. Până în primăvară vom merge pe astfel de măsuri cu societatea edilitară care va merge și va amenaja zona respectivă. Au fost și zăpezile. Din păcate, de multe ori nici străzile care sunt asfaltate nu se prezintă în perioada de iarnă foarte bine, cu atât mai puțin acolo unde s-au și efectuat lucrări pentru canalizare. Am luat legătura cu constructorul, cu cel care realizează canalizarea în Olari și astăzi vor interveni cei de la edilitara pentru remedierea situației, pentru a putea să le aducă cât de cât într-o situație corespunzătoare. Între timp, internetul este plin de poze și imagini cu mașini care se zdruncină din toate încheieturile pe strada cu pricina.